Doamnelor și domnilor, imagini proaspete de la salonul auto de la Geneva avem și începem astăzi sport, că de, suntem bărbați, cel puțin unii dintre noi. Și încep cu o surpriză minunată de la Renault, Alpine is back, cu A110, reîncarnarea unui model legendar berlinet. Tot pe albastru, apropo, cel nou este spectaculos, cântărește puțin peste o tonă și e construit din aluminiu. Alfa Romeo 4C folosește și fibră de carbon și cântărește aproape la fel. Motorul are 1,8 litri și cic ar fi nou-nouț, nefolosit până acum în grupul Renault-Nissan. Din el, cu pedala la fund, ies aproape 250 de cai putere. La ham stă o cutie Getrag în 7 viteze cu dublu ambreiaj. Din păcate, nu există nicio veste pentru o variantă cu cutie manuală. Merde! Până la 100 aleargă demențial în 4,5 secunde, mult mai rapid decât puternicul Megane RS Trophy. Evident, greutatea ajută aici. Plus că motorul nu e nici în față, nici în spate, ci la mijloc. E foarte practică, are două portbagaje. Costă vreo 60.000 de euro și concurenții principali Alfa Romeo 4C, Porsche 718 și 6 Dacia Sandero 09 TCE. Trecem pe la Porsche, scurt de tot, ca să vă zic de 911 GT3, noua generație care se încăpățânează să rămână cu un motor aspirat, fără blendere pentru inducție forțată. Și ca să vezi cât de neamț e neamțul, cutia manuală e opțională, e ca și cum ai cere bani pe manivela care îți deschide geamul. Hai să scutim preludiul totuși, motorul de 4 litri produce 500 de cai putere și GT3 ajunge la 100 de km pe oră în 3,4 secunde. 1, 2, 3, gata! Cutia manuală se apropie mai tare de bucata asta de fier cu 4 roți, însă mă gândesc că PDK-ul e sfânt dacă vrei să mergi tare pe circuit, căci îți poate ierta orice greșeală. Pentru cei care și-au luat mașina asta cu banii din industria IT, există și o aplicație specială, Track Precision, prin care poți să vezi cât de bine sau de prost ai condus în sesiunile tale de circuit. Rămânem tot la Porsche pentru Panamera Sport Turismo, adică varianta, să o spunem pe românește, break a frumosului Panamera. Poți să urăști mașina asta cât vrei, dar nu prea mai găsești așa ceva pe piață. Așadar, Panamera MCV are potențialul să atragă din clienții lui Cayenne. Pe cine păcălesc, nu cred că o să facă asta, dar un break cu ADN-ul lui 911, poate chiar un GT3 din acest Panamera Sport Turismo, în orice caz cel mai puternic Panamera cu Hayon are 550 de cai putere. Eu nici nu m-aș uita la Cayenne cu așa ceva în ofertă, dar pentru asta trebuie să am bani, înainte de toate. Toate informațiile despre salonul auto de la Geneva sunt pe site. Numai bine!